Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, stai aici împreună cu Pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte special, pentru că din ce am înțeles, Amanda, aventuriera, este la noi în oraș. Nu știm exact care-i treaba, dar am înțeles că ne invită la casa bunicii ei. Ok? Nu, mai bine să nu mergem. Știți bine ce s-a întâmplat cu Uli? Știți ce s-a întâmplat cu Uli în momentul în care s-a dus la casa bunicii ei? Nu mai era. Era pe jos doar lână și atât. Așa că este. Vi se pare o idee bună să vizităm casa bunicii lui Amanda? Da, eu vreau prăjituri de la bunica. El vrea prăjituri. El vrea prăjituri. Să luăm prăjituri. Dar fiți atenți, înainte de asta, ia spuneți-mi voi cât de multe like-uri vreți la episodul de azi? Peste 12.000 de like-uri. Peste 12.000 de like-uri vrea pisica și tu Mihai câte vrei. Ia zi-ne tu așa. Peste 18.000 de like-uri. 18.000 de like-uri! Bine, Mihai! Bine, Mihai! Așa, bun! Și fiți atenți! Am văzut că Amanda ne-a lăsat aici un afiș. Ia uitați-vă! Da, ea vrea 9.500 de like-uri. Vrea 9.500! Greșit! Mai multe like-uri! 20.000! 30.000 de like-uri! Minciuni! Minciuni, Amanda! Dar vedeți că și-a blurat fața ca să nu vedem exact cum arată ea, de fapt. Da, să nu vedem cum arată ea, da, exact. Băi, dar ce s-a gândit, mă, Amanda, să vină la noi în oraș? Eu ce s-a gândit ea, dar... Bă, ce, voi vedeți ce văd și eu? Oh my god. Voi vedeți ce văd și eu? Din umbră. Ne privește din umbră. Bă, a dispărut, ați văzut? Aoleu. De ce? De ce? Nu știu, dar a apărut ciudat. Uite, uite, l-a apărut acolo. Uite, a apărut acolo. Oh my god. Bă, e ciudat. Cartoon Cat, nu mai fă de astea. Dacă vrei, vino și ne batem, dar nici chiar așa. Aoleu. Tot a... Oh my god. Fiți atenți, veniți pe mine. Haideți la mine în casă, n-am mobilat încă, dar veniți repede. Te-ai mutat acum în care m-am mutat acum și nu știu ce să zic, dar e cam ciudat, Cartoon Cat. Sper că nu ai de gând să vii să ne spargi casa, nu? Mamă, cum se uită la noi. Am găsit un buton roșu. Ai găsit un buton roșu? Hai să vedem. Stai că nu știu ce face. Ia să văd. Mihai, apasă pe butonul de like. Stai, unde? Max, tu ai făcut și plantație aici de nurpo, că nu înțeleg exact. Nu, dar stai puțin, unde a găsit butonul roșu, că nu-l găsesc. Uite, vine aici. E un buton roșu acolo. Bune zici. Da, e de la garaj. E de la garaj, păi nu deschide garajul. Ce mai este, nurpo aici sau ce? Stai nurpo aici, vegetație. Ok, băieți, fiți atenți, ăștia sunt ai mei, lasă-i. Da, ok, bine. Pisică, i-am luat ca animale de companie, uite. Am înțeles. Băieți, stați de poază, fiți atenți. Da. Pune-i pe nurpo aici. Deci tu stai aici, fii atent, tu vânezi cartunchetul dacă vine. Deci luați câte unul și puneți-i ca să nu vină cartunchetul. Da, să apere zona. Apărați, băieți. Tu stai aici, apără zona, ok. Și am nevoie și de un bodyguard la ușă. Asta e firma de pază Nurpo SRL. Nurpo Security SRL. Aici stați, băieți. Security. Gata, Nurpo Security vine. Aveți grijă. Vine Nurpo Security. Cartoon Cat, nu cumva să vii, ai înțeles? Da. Haideți repede în casă. Închideți ușile. Închide așa. Ok. Hai că trebuie să fim în siguranță. Nu știu ce se întâmplă, dar nu cred că a funcționat. De ce? Eu nu sunt intrusă. Nurpo Security să ia de noi. Luați-vă de Cartoon Cat. Mamă, s-a urcat Cartoon Cat pe casa mea. Eu s-a urcat pe casa. Nurpo, băteți. Ia uite. Mamă, se duc după ea. Ia uite. I-a mâncat pe Nurpo. Serios? Da, i-a mâncat pe Nurpo. Hai să fugim. Veniți încoace repede după mine. Oh my god. Da, nu prea e ok. Ia, că a dispărut. Cartoon Cat-ule. Cartoon Cat. Ce e asta? Ce e asta, frate? Că nu l-am mai văzut până acum. Și cu ce dă? Cu grenade? Cu uite-o. Dar te aruncă bine cu grenade. Bă, dar trage cu proiectile ciudate. Trageți în el ca să-l distrugem. Nu știu ce este chestia asta, dar nu-mi place cum arată și... Nici mie. Nu știu ce să zic. Are multă viață. Bă, s-a tras cu un proiectil de s-a dus până la lună. Da. Doamne ferește. Ia uite cum face. Trage-ne. Gata. Deci fiți atenți că astea noi sunt creaturile trimise de Amanda ca să ne oprească, să nu ajungem. Ea ne-a trimis invitația să venim la casa bunicii. Cine? Și tot ea vrea să ne oprească. Cine era ăsta? Baz? Ăsta e Baz. Da, din Toy Story. Dar știți ce a făcut Amanda? I-a luat pe toți și i-a stricat. Pentru că Baz nu arăta așa. Da. Mamă, ce i-a dat un șut de l-a aruncat. Vai de capul meu ce l-a aruncat.
Ok, deci trebuie să mergem pe aici, să găsim casa bunicii, nici eu nu știu unde este mai exact. Oh my god, creeperul din Minecraft, dar arată foarte ciudat. Ok, asta nu știu de ce arată așa. Vai de mine. Și de ce trebuie să vă fie frică? Trebuie să vă fie frică dacă cumva vine Amanda, aventuriera, că știți care-i faza? Ea are și forma ei de monstru. Și dacă o superi, se transformă din varianta ei normală în varianta de monstru. Nu știu exact dacă. Hai să trecem de tunelul ăsta, că nu prea îmi place zona asta, e cam întunecată. Haideți. E cam întunecoasă și ea, uite-te cum arată. Oh my god, Amanda! A apărut pentru o fracțiune de secundă. Ați văzut-o? Da, am văzut-o. Hai de mine, uite-o. Ia, apare. Oh my god, apare și dispare. Hai că am înțeles. Deci okay. Ne-a găsit. Mă, de ce ea ne trimite invitația să mergem la bunica la casa ei și după aia tot ea ne spune să nu mai venim? Sau ce? Oh my god, ăsta este ăla din Adventure Time. Da. Nu știu exact care e de nume. S-a blocat acolo. S-a blocat în gard. Nu, n-am văzut desenul. Băi, te ești bine. Bă, s-a făcut statuie. Eu cred că ăsta, când nu te uiți la el, merge. Nu vă uitați la el. Ia stai. E de la care, când nu te uiți la el, merge? Nu știu. Ok, nu știu care e faza, dar dacă s-a blocat, hai să mergem mai departe. Nu vreau să mai stau nici măcar o secundă. Oh my god. Uite-l pe Freddy. Da, vedeți că vă aruncă destul de tare și e o prăpastie acolo, să nu vedeam prăpastie. E Freddy, dar vedeți că tot e o variantă așa ciudată, distrusă. Da. M-am oh my god, a speriat-o pe pisică. Ce a făcut o pisică? Băieți, mai revin oare înapoi? Da, revin o pisică. Gata, a venit și pisica înapoi. O, oh, doamne, dar cum te-am mâncat! Doamne, ferește! N-am mai fost și ceva! Oh my god, e caracterul din Minecraft, este Steve! Sau nu e Steve, ăsta e cumva Herobrine? Are ochii albi, da, e Herobrine! Da, este, ai dreptate! Da, e Herobrine! Doamne, Herobrine! Herobrine, doamne! Deci voi vedeți că cu ce creaturi vrea să ne oprească? N-am mai văzut creaturile astea până acum! O grămadă! Le-a dus ea pe planeta Pământ! E acolo? Ce scrii? Deci ceva magazin de arme pe aici, s-ar putea să putem să facem rost de niște arme mai puternice, nu știu exact. Dar aveți grijă la prăpastie, să nu picăm acolo. Că... Oh, nu, băieți! E Sonic Banana! Sonic banana. Vezi că aruncă cu de-astea, Sonic Banana. Ce caută Sonic Banana aici? Păi i-a adus pe toți, fugiți de el. Ia uite. Bă, da, vezi că e cam vitezoman. E Sonic. Gata, lasă-ne cu butoi de banane. Pleacă, bă, de aici și lasă-ne. Fugiți. Ok, trebuie să găsim casa bunicii neapărat. Pentru că nu știu ce care e faza, dar Amanda... Ia. Huggy. M-a blocat ceva aici. E Huggy acolo. Aoleu, e Huggy aici. Uite-l! Huggy, ce faci? Ia uite cum face! Ia fugiți de el, nu trageți în el. Haideți să fugim de el, ia pleacă bă, Huggy de aici. Ia uite cum face! Bă, nu am văzut niciodată să bage viteză așa mare. Alo, Huggy, ați văzut ce urât a făcut? Nu l-am văzut niciodată să bage o asemenea viteză. E Amanda, uite-o! Oh my god! Amanda, te rog frumos, lasă-ne, vrem să mergem la bunica, ok? I-am dat cu șutul! Ți-a dat cu șutul. Mi-a dat cu șutul. O bătălie între Amanda și Poppy. Oh my god, dar chiar. Ia. Ar fi interesant. Ia, vreau să văd. Poppy, vino, ajută-ne. Poppy, ajutor. Uite-o, gata. Unde e? Oh! A rupt-o în bucăți, Poppy? Nu, s-a lipit de Mihai. Bate-o. O bate pe Amanda. Stai că o iau eu de aici, ia pleacă-mă de aici. Deci o bate pe Amanda, Poppy, dar faza este că Amanda tot apare. Deci, da, tot apare. Și care-i faza? Amanda la un moment dat... Ce e? Vreau să zic, Amanda la un moment dat se transformă în forma ei finală și anume monstru. Am zis că te prinde, am zis că acolo ți-s frumos. Am văzut-o și eu pentru o fracțiune de secundă. Fiți atenți că atunci când apare așa forma aia, înseamnă că s-a enervat destul de tare. Deci aveți grijă maximă, pentru că înseamnă că dacă apare monstrul ăla o să fie nasol. O să fie nasol rău de tot. Stați pe fază, că nu știu ce să zic. A apărut Ben. Ben, ajută-ne. Ben, ajută-ne. În ce direcție stai? Ben, în ce direcție este casa bunicii? Este cumva în tot înainte? A zis că nu! Stai mă, zi mă pe bune! Ne trolezi?
râde, mă. Ia lasă-mă în pace. Ia lasă-mă în pace, că ăsta doar ne trolează. Ia, ce e asta? Cine e ăsta? Ce e asta, bă? Ce e asta? Pe bune. Ok, stai că să mă uit la numele lui, că mi-apare numele acolo, dar nu știu ce e, sincer. Pare a fi un Jerry, dar nu știu. Nu știu. Pare nu știu Jerry exact pare ce să ben zic. Stricat. Cine e Ben Stricat? Da, Ben Stricat. Mă, posibil să fie Ben Stricat, știi? Adică, oh, ce se aude? Se aude ceva? Nu știu, se aude ceva de la, pare ca un castofon. Doamne ferește. Gata, mergem pe aici. Băi, e o casă aici, dar nu cred. Mă, măi, dar ce e aia? Ce e asta? Tom și Jerry și Spike, ce sunt ăștia? Ce sunt ăștia? Mini Spike, Mini Spike. Oh my god, Mini Spike roșii. Doamne ferește. Uite-te la ei. S-a blocat acolo? Da, cred că da, dar uitați-vă la ei cum au gurile și ochii. Da. Ok, trebuie să distrugem mai întâi ăștia mici. Ăștia mici. Oh my god, spawnează în continuu de ăștia. Nu, n-ai ce să-i faci. Vreau să mă uit la fețele lor. Uite, nu au, nu mai au ochi. Tom și Jerry nu mai au ochi. Doamne ferește. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lor. Aveți grijă, băieți. Vai cum arată. Și îți dă cu ciocanul în cap. Uite-te. Da. Ok, trebuie să fugim de faza asta. Trebuie să fugim. Ce facem cu... Bă, rămăseseră ăștia mici, doamne. Am văzut și eu. Nu i-a luat și pe ei. Prima dată au, prima dată au plecat doar ei și poate... De ce au apărut doar ăștia iarăși? Nu știu. Oh my god, cât sunt. Mamă, deci asta, mi-e, asta e cea mai mare frica mea. Da. De, merg pe stradă și vine o haită de câini. Doamne ferește. Vai, și mie mi-e frică. Deci mi-e frică rău de tot. Uite, asta se întâmplă chiar aici. Haita de câini a lui Spike. Vai de capul și de zile mele. Hai să mergem drept înainte. Ce să mai zic? Nu mai ai ce să mai zici, pisică. Nu mai ai ce să mai zici la faza asta. Hai să mergem să căutăm casa bunicii neapărat. Haide, haide. Pentru că nu știu ce să zic. Bă, Amanda, nu știu dacă e pe aici prin zonă, dar cred că ne apropiem de casa bunicii. Posibil să ne apropiem. Hai să vedem. Uite, 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 o variantă monstru. Asta e forma ei. Ce face? Nu știu că ai văzut care... Wow! Wow, ce face? Are niște puteri! Ok, tot e colorat. Bă, voi vedeți ce-mi face când trag în ea, mă? Face să trag în Mihai! Pe bune, nu? Pe bune zic! Am încercat să trag în ea... Uite, eu trag în ea... Cu puterile pe care le avea, mi-a schimbat ținta pe Mihai automat. E interesant. Pe bune zic, da! Trageți să vă uitați, să dați în spate pe videoclip. Nu știu cum a făcut chestia asta. O să mă uit și eu să văd. Dar efectiv mi-a schimbat ținta de pe, de pe ea pe Mihai. Interesant că poate să facă. Ok, n-am mai văzut, n-am mai văzut pe cineva care să aibă o asemenea abilitate până acum. Wow, ok. Opa. Oh, Amanda, s-a transformat în varianta mică. Du-te bă de aici că te împuși, pleacă de aici. Amanda, ce area demon. Pleacă de aici, pleacă de aici. Nu, nu ne lasă, uite-te și tu. Și vezi, e făcută din pământ, parcă. Când tragi în ea, iese pământ, așa, nu știu. Da, ai ciudat un pic asta. Deci e, de fapt, ceva demon făcut din pământ. Doamne. Ea așa arată de fapt, știi? Ea se transformă în înfățișarea aia alaltă. Ia încearcă să tragi în ea acum, să vezi că îți schimbă ținta pe altcineva. Da, uite. Ai văzut cum te-a întors dintr-o dată? Da, mă întorc și tragem un Mihai. Doamne ferești. Ok, veniți încoace, veniți încoace. Casa bunicii trebuie să fie pe aici pe undeva. Haideți, haideți la bunica. Veniți repede, veniți repede. Are un drum pe aici. Peste munți și prin pădure. Da, 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 vine da. Vine Amanda să ne prindă. Chiar vine Amanda să ne prindă. Ok, care e casa bunicii? Asta o fi oare? Nu știu, cred că da, pare o casă pare. A bunicii. Știi că atunci când ne-am dus noi la Amanda în joc. Da. Știi că zice: "Hai, bate la ușă." Ia uite, bă, a venit Ben. Zice, ben, hai, bate la ușă. Mă bate Benul. Ca să intri, știi, și când intri apare, apare ea. Când, când dai să intri în, în casa bunicii. Da, da. Ia pleacă mă de aici și lasă-ne, Ben. Acum numai, pe, numai de tine n-aveam chef. Da, chiar. Numai de tine n-aveam chef. Ce faci? Stai cu minte, Benule, gata. Doamne, Ben, așa ceva. Zice, ziceți că ar trebui să intrăm? Să deschid, să dau de clanță? Nu știu. Încercăm. Poate, încearcă. Da. Încearcă. Nu știu ce să zic, parcă n-aș, dar parcă... Hai că dau, hai că dau, ia! Ok... A venit Amanda, uite-o! Și-a ieșit! Uite-o! Și-a ieșit, ia! V-am zis că vine, v-am zis că vine! Stai așa, stai așa, stai așa! Ia veniți încoace înăuntru, ia veniți încoace înăuntru! Sunt trei uși, trei uși! Lasă, da, da, închide, ok! Ok, închide, închide să nu intre, să nu intre! Gata, gata, nu intră, nu intră! Uite-o, uite-o, e la geam! E la geam! Ia uite-o! Am intrat în casa bunicii și n-ai ce să faci. E la geam, uite-o, 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 uite-o. Uite-o. Nu nimeresc. Doar că îți dau dacă mă enervezi mult. Ia stai, mă, ia stai să văd ușile astea. Bă, ușile astea nu duc nicăieri, mă, ne-am luat țeacă oră. Da, nu duc nicăieri. Ok, am o idee. Am văzut că lângă casa bunicii este o mină abandonată.
Ok. Haideți să repede să fugim înăuntru. Veniți, veniți pe mine. Uite, 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 o mina abandonată. Uite-o chiar aici. Ok. Wow, arată bine asta. Ok. Așa. Stai așa să vedem, stai așa să vedem. Opa. O, oh, pe aici duce și mai jos. Ia uite. Cred că asta e calea. Hai. Și eu cred că asta e calea, dar nu sunt sigur, ia. Opa. Aici? Am ajuns în lumea lui Amanda Aventuriera, oameni buni, după cum puteți observa. Da. Știți că erau câmpiile alea. Oh my god. Ce caută? Da, păi v-am zis, sunt creaturile ei. Sunt creaturile. Vai, unde e? De mine. Unde? Unde? Uite, ia uite, nu, ce e asta? Ăștia stau aici în casa asta? Da, ăștia locuiesc aici, în casele lor și am venit aici, practic, intrând acolo. Uite, și ăsta e Mario. Da, Mario și ălălalt era Luigi, cred că. Hai, că am înțeles. Da, v-am zis că sunt stricați, sunt variante stricate. Oh my god, ăsta e din SpongeBob, e Patrick. Patrick. Dar uite cum arată. Ok, trebuie să înaintăm, trebuie să înaintăm. Haideți că sunt foarte multe case pe aici. Nu știu exact cine a construit aceste case. Oh my god. E Pac-Man, e Pac-Man. Ah, ok, nu știam ce. Problema e că, care-i faza cu casele astea? Cine le-a construit așa pe dealuri? Nu știu exact. Nu știu. Asta este din FNAF. Oh my god. E de metal. E de metal. Da, e metalic. Oh my god. Ok, vai, acum, cred că ce trebuie să facem în momentul de față. Da, e Sony, varianta stică. Hai, am înțeles. În momentul de față, cred că ce trebuie să facem e să găsim casa bunicii adevărată. Cam greu. Da, hai să o găsim. Bună întrebare! Care fi casa bunicii adevărată din toate astea? Că nu știu. Poți să mă duc? Bă, da, voi vezi... A, uite că au uși. Asta e închisă, nu merge. Mă gândeam, zic, bă, da, casele astea n-au uși. Ce e asta? A, e Amanda! A sărit pe geam. E Amanda, uite-o. Pare că a sărit pe geam. Și casa asta din față crezi că e? Ia! Uite! Pleacă-mă de aici, lasă-ne, Amanda! Doamne, ferește. Uite, tot apare. Tot apare. O fi mai multe, mă, o fi mai multe Amanda? Nu știu. Probabil. Ce, m-am mai burut una acolo, e? Că. Da, sau e ea care apare de mai multe ori? Eu zic că apare ea, poate, o iluzie. Din o iluzie? Uite-o că a apărut iarăși, ce e asta? Nu știu ce. Observați? Da, peste tot. Ia, uite că sunt mai multe! Oh my god, câte apar! Uite-le! Eu cred că ne uitați-vă, încălțesc. Se face armata de Amanda, uite-te puțin. Da, uite încă două aici, ia uite-le. Da, gemenele. Oh my god, câte sunt, se face echipă de fotbal, ce e aici? Asta mă gândeam și vai. Eu, echipă de fotbal. Chiar zici că arată ca niște fotbaliști, adică arată, zici că dacă le pui un număr pe spate, zici că să... Ce echipă e cu galben? Și cu albastru? Oh, no. Oh my god. Nu. Da, deci nu e bine, s-a supărat, nu. Vezi că acum o să tragi în el și o să-ți îndrepte ținta la altcineva. Am zis, uite, mă duc la Mihai. Da, deci te vrăjește, când îți dă cu chestia aia, te vrăjește pe tine să te întorci împotriva altcuiva. Ia uite-mă. Da, știu. Ia, pe cine vrăjește acum? Nu știu. Pe mine cred că vrea să mă vrăjească. Ia mă, uite că îi scade din viață, îi scade din viață. Dar greu. E bine, dar na, cam greu. Cam greu, dar trebuie să o distrugem odată pentru totdeauna, zic și eu, Amanda. Nu poți să continui chestia asta ce faci în acest moment. Oprește-te, ia. Ia, mă face să trag în Mihai, uite. Uite, trag în ea, uite cum, uite. Wow. Ai văzut? Îmi ia caracterul, mi-a ținta automat și trag în Mihai în loc să trag în ea. Wow, ok, nu mă așteptam la chestia asta, sincer să fiu. Oh my god. Ia uite, Shrek stricat, uitați-vă la el. Și mai e unul, și e Sonic galben, dar nu știu cum îl cheamă. Doa, ce e asta, bă, Sonic Galben? Care e Sonic Galben? Nu știu cine e Sonic Galben, dar... Uite cum vine! Au! Uitați-vă la Shrek, ce față are! Shrek cel stricat! Eu n-am mai văzut caracterele astea până acum, deci mi se pare destul de amuzante. Amanda, nu știu ce ai făcut caracterele astea. Calamaru! Ia uite-l ce face! Mi se pare destul de amuzante caracterele astea. Sunt doi. Sunt doi? Da. La fel? Ok, vai, văd de că, mine. Deci din toate casele, casa asta are gard. De ce are gard? Păi probabil că e grădina bunicii. Credeți că e cam ciudat? Uite și pe SpongeBob. Vai, ce șumie, dar Mihai! Sunt tot închis. Unde-i SpongeBob? Ia! Lol, mi-a dat șut mare! Băi, pleacă de aici, lasă-ne! Trebuie să aflăm misterul acestei locații. Dar ce tot e asta? Asta e Steve și a venit cu săbiuța. A venit și un zombie după mine. Oh my god, îl văd. Aveți zombie grijă din Minecraft. Uă, dar nu putem să facem față.
Da, sunt foarte mulți. Doamne ferește. Bă, dar... Iar Mario? Mario spate. Unde e Mario? E spatele casei. O, stai, stai, ia uite cum face. Uite cum face. Ia uite pe Thomas. Dar e tot varianta stricată, vedeți? Toate sunt variantele stricate. Vedeți ce văd și eu? Băieți? Da. Wow. Ok, n-am ce să mai zic. Nu mai ai ce să mai zici în momentul de față. A rămas fără cuvinte. Cred că se întâmplă o vrajă, vedeți cum face cu mâinile. Băieți, da. Avem și oaia aceea. Unde? E Uli? Da, uite-l. Oh my god, e Uli. Uitați-vă, săracul l-a transformat în cartoon ship. Bă, Uli, te-a transformat în cartoon ship. Cred că ăsta e misterul lui Uli. De asta venea să ne atace. L-a transformat în cartoon ship. Probabil. Oh my god. Oh, no. Nu e bine. De ce da așa din cap? Nu știu exact ce se va întâmpla. Urmăriți episodul de data viitoare să vedem ce se va mai întâmpla cu chestia asta. E ca un serial. Deci da. Vinerea viitoare vă așteptăm la un nou episod aici pe canal. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!